Otilia bilionera de lovitura după Survivor România Anunțul făcut de cântăreață în emisiunea lui Zanidache Otilia bilionera a comentat parcursul ei de la Survivor România și a făcut un anunț interesant legat de evoluția carierei sale muzicale. Artista va susține un turneu la mii de kilometri departare de țară. Otilia Bilionera a vorbit extrem de sincer despre colegii ei de la Survivor România, în special despre Laura, Rengle și Zmărândescu. De la o vorbă la alta, cântăreața a făcut și un anunț important legat de cariera ei muzicală, una în continuă ascensiune. Otilia Bilionera de la Survivor România, turneu în India. Artista a declarat în emisiunea lui Zanidache de pe Voio că în curând va merge în turneu în India, acolo unde se pare că melodiile sale au prins foarte bine. Otilia este extrem de fericită că și-a mai revenit cu sănătatea și că poate să facă acest turneu, unul la care nu visa niciodată. După ce i-a cucerit pe turci cu melodiile sale, acum muziciana vrea să facă furor și la indieni. Shatena a comentat și concursul din care a făcut parte. A spus că în afară de Andreea Tonciu, Elena Chiriac și Zmărândescu nu s-a înțeles cu nimeni din Dominicană. Nu era nimeni genul meu de acolo, a spus Otilia Brumă. Vedeta a vorbit și despre jocul pe care l-a avut Emil Rengle în competiție, cel mai contestat concurent al actualului sezon. Otilia a spus că atât cât și Andreea Tonciu i-au avertizat încă din primele zile pe faimoși să aibă grijă cu Rengle, dar nimeni nu le-a ascultat. Tijei e unul dintre cei mai narcisiști oameni. După ce a ieșit din competiție, Radu tu a sunat-o pe Otilia pentru a-i spune că avea dreptate în legătură cu sfaturile pe care le-a dat despre rengle. Mă bazez mult pe energie. Când nu-mi place energia unui om, încerc să stau deoparte. Cătălin Zmărândescu și Elena au fost ok cât de cât. În afară de ei, nu am avut prieteni cu nimeni. Laura e un personaj foarte interesant. Se preface foarte bine ori chiar așa e ea, corectă, cum vrea să pară. Probabil, dacă va mai sta în concurs. Știi cum e? Caracterele ies la iveală. Tijei e unul dintre cei mai narcisiști oameni pe care i-am cunoscut. Mereu se aranja înainte să vină camerele, stătea la plajă, a mai povestit Otilia.